Oameni buni, vreau să vă anunț ceva. Vine o invitată care nu mai e deloc cea pe care o știți. S-a schimbat total. Roxana Vancea, despre ea vorbesc. În urmă cu 2 săptămâni, Roxana și-a făcut rinoplastie, adică și-a operat năsucul, l-a micșorat, ea credea că e mare. Ce să zic? Nu era. Arăta perfect. Dar acum ce arată mai perfect decât perfectul, dacă înțelegeți ce vreau să zic. După 12 zile în care a stat cu mintea acasă la recuperare, așa cum i-a recomandat medicul, Roxana și-a luat năsucul cel nou la purtare și a venit cu el aici să ni-l arate și nouă în premieră. Roxana Vancea! Cătălin, să zic că n-am mai mers pe topuri. N-am mai mers pe topuri de la Revelion. Am nevoie de instrucțiuni să, deci, să de mai la fac intrarea. N-ai mai mers pe topuri? Nu. Dar să știi că îți vine foarte bine. Da, Roxana Vancea Ciucă într-o nouă prezentare. Poftim? Dacă știam că nu poate să coboare scările, o luam eu în brațe. Dacă știai că nu poate să coboare, pe locul tău eram deja aici. Dar ce te-ai gândit, că sunt beată de merg așa? Nu poți să mai merg pe tocuri. Nu, dar adevărul că ai coborât un pic îndoielnic. Eram, da, băi, chiar da. Roxana, deci erai foarte frumoasă înainte și ai vrut tu să-ți modifici nasul, da. Și acum ești la fel, foarte, încă foarte sunt frumoasă. Un pic umflată, dar îmi place nasul meu și acum. Da? Dar ce te-ai apucat? Te vină să păi stăm un pic de povești, mă, Roxana. Păi să-ți explic. Ia vină, te rog frumos. Stai să văd dacă ajung până la canapea. Așa. Deci, acum vreo 2 ani de zile mi-am pus aparat dentar. Da. Și mi-a zis atunci stomatologul meu că la un moment dat o să mi se vadă nasul mai mare după ce o să se ducă dinții în spate. Și am zis, nu există. Pe mine nu mă deranjează nasul meu. Dar nu, chiar nu mă deranja. Și după aia am văzut că a început să facă așa o cocoașă mică aici, știi? Că se ducea nasul în jos, vârful, cumva, așa, după ce s-au dus dinții. Da, jur, era chiar... Mamă, și mă uitam în oglindă, zic, Doamne, ferește, zic, o să-mi intre nasul în gură, eu nu stau așa. Și n-am vrut. Da? Mamă, jur că da. Și mă uitam așa la toate pozele și... Eu, de obicei, când făceam, dacă voiam să postez o poză pe Instagram, făceam 2 maxim, alegeam una și aia o postam. Acum aveam 50 de poze în telefon, nu aveam ce să aleg, înțelegi? Eram ceva, băi, nu! Deci în capul tău se crease obsesie. Vai de mine, dar eram fiartă de nervi. Nu pot să-ți explic. Da, și am zis, gata, trebuie să mă duc să-mi tai nasul. Primarul m-a dus în decembrie și mi-a zis că nu poate să-mi fac în decembrie, că nu e recomandat. Că e frig afară, trebuie să fie o temperatură cât de cât ok și hai că te programez în martie. Și eram panicată așa, nu prea nici în martie. Eram, zic, ce fac? Mă duc acolo, mă doare, mă învinețesc. Mi-a arătat și vreo 2 prietene poze cu ele înainte, adică după operație, și erau cu ochii așa panda. Zic, mamă, gata, nu mă mai duc. Și până la urmă m-am dus, am avut un doctor foarte fain care a reușit să mă convingă, Stan Vitalie. Cine? Stan Vitalie. E român? E român, da. Da, și a reușit să mă convingă așa. Adică în România te opera. Da, Italia, da, aici în București. A reușit să mă convingă, așa e. Te-ai cerut diploma, doctor, stai să văd că ești doctor. Măi, aveam vreo 3 prietene care s-au operat la el, dintre care una modelină, prietena mea din America, la care merg în America, și iar una super fain făcut de el și am zis, nu, dacă a reușit la ea, sigur o să meargă și la mine. Pe Instagram, cum ai zis că îl cheamă? Stan Vitalie. Ia să văd dacă e doctorul sexy. Este ok, e ok, doctor. Opa, nu, dar e foarte bun așa și cald și m-a convins foarte repede că trebuie să mă opereze, că nu o să pățesc nimic. Mama, am deschis Instagram-ul, a operat omul vreo 8 femei la sâni acum, curând, recent. Da, păi sunt mai multe fete din showbiz, s-au făcut la el. Stan Roxana Ciugulescu, iar mi l-a recomandat mai multă lume. Ia uite, bravo. Da. Foarte frumos. Și cât a ținut toată recuperarea? Păi am avut noroc că nu m-am învinețit. Cred că Sâni. Da. Am înțeles. Perfect. Uite, bă, mai aflăm și noi lucruri. Da. Și cât ai stat? Păi am stat acasă vreo 12 zile. Ai avut ochii panda după operație? Nu, deloc. Am fost doar așa puțin galbenă pe aici pe lângă, dar puțin de tot, adică nu. Fii sincer. Nimic, absolut nimic. Deci mă panicaseră prietenele mele. Mi-au spus că după operație îți bagă un bandaj din ăla pe nas și ți-l scoate a doua zi, gen, ca să oprească sângerarea. Și mi-au zis că când scoate bandajul ăla, scoate creiere din cap, simți dureri de mamă. Eram panicată toată, că stăteam cu ochii închiși și n-am simțit când mi l-a scos. I-am scoate la o dată, că nu mai pot de emoții. Ce? Nu, l-am scos deja, stai liniște, poți deschizi ochii. Deci n-am simțit nimic, chiar n-am avut nicio durere, am avut noroc. Dar i-ai spus familiei că te duci să te operezi sau n-ai spus nimănui? Păi nu, i-am zis mamei și am rugat-o să-l anunțe pe tati, că nu știa cum să-i zic lui. Da, tai că nu prea de acord cu nimic din astea. Bine, nici eu nu sunt vreo adeptă a operațiilor estetice, dar acolo chiar mi s-a părut că devine un complex și nu vreau să devină complexată.
Mamă, și gata, acum pe Instagram, deci poza făcută, aia e direct postată. Direct. Dar nu fac numai live-uri din alea, story-uri. N-ai văzut de story-uri, eu nu făceam niciodată story-uri din alea. Din profil, uitați-vă, e perfect. Deci 100% să devin o narcisistă. Toată ziua îmi fac filmulețe. Toată ziua. Și acum încă e umflat, adică n-ar trebui să fie... N-ar trebui să fiu fericit așa în filmulețe, dar nu, mie îmi place de acum. Ești și foarte nebună tu. Da, dar îmi place. Deci ești și foarte nebună. Și m-a lăsat să mă întorc foarte repede la antrenamente, ceea ce pentru mine a fost... Te-am văzut în sala de sport și de asta mă gândeam că trebuia să te refaci, să stai nu știu cât. M-a lăsat Ai după... voie cu respirația, cu asta, cu Da, respir foarte bine. Păi ăsta a fost unul din motivele pentru care mi-era teamă să mă operez, că știu că sunt foarte multe persoane care rămân după cu probleme la respirație. Da. Și mă gândeam, cum mă mai antrenez eu după aia dacă nu respir cum trebuie. Mai ales că fac și antrenamente și cardio și forță și așa mai departe și am zis nu. Și nu am nicio problemă. După 14 zile m-am antrenat. Fetele mi le-am antrenat mai devreme că n-am avut răbdare să stau în casă. Am... Pentru că Roxana Vancea pe Instagram, chiar așa, Roxana Vancea, Ciucă, ai dat like? Da. Ai dat follow? De mult, exact. De când s-a inventat Instagramul, așa. Este profesoară, mă, tată. Deci e profesoară de fitness. Îți dai seama, te joci la doamna profesoară. Mă antrenez și pe Simi. Pe? Simina, Simi, pe soția lui soția WhatsApp. Da, a slăbit 10 kg deja. Mamă, deci chiar dai rezultate. Da. Bravo, mă, Roxana, îmi place despre tine. De Paști ce faci? Mergi acasă la merg Târgu acasă, Jiu? Da. Merg la Novaci. Nu cred că o să ajung în Târgu Jiu, dar la Novaci ajung sigur. Da, acolo. Da, merg cu o prietenă și o să stau câteva zile. În rest cu dragostea? Doar întrebam așa, nu trebuie să ne și răspund. Păi răspund. Nu, doar nu stau și nici cum cu dragostea, că nu sunt cu nimeni, sunt singură și sunt foarte liniștită, pentru că muncesc foarte mult și nu am timp de nimeni. De nimeni? De nimeni. Bă, nimeni, nimeni? Nimeni, nimeni. Că eu mai citesc prin ziare și de asta zic, mai văd una alta. Eu am da. Să întreb. Deci nu. Ai văzut-o acolo în ziar, dar nu, a fost doar atunci. Doar atunci? Doar atunci. Revederea. Revederea. Deci dacă ne revedeam în mall se întâmplă același lucru. Aha. Dar adică nu prea ne revedem. Dacă vă revedeați, da, da? Da, tot dar timpul. În rest nimic, nu? Nu, fiecare cu drumul lui. Păi nu ne-am văzut de adică la filmări. Adică cu drumul lui, tu cu drumul tău. Da. Viața merge înainte. Corect. Zâmbind chiar. Bă, dar ai și slăbit? S-a mai întâmplat ceva cu tine, mă, Roxana? Nu, nu mai sunt bronzată, pentru că nu am avut voie să mă bronzez. Păi las că bronzul ăla n-avea vreo 2 kg. Nu, de slăbit n-am slăbit, am tot 48 de kg. 48 de kg? Da, dar tot atât aveam și înainte. N-am mai... Doar nu m-am bronzat, că n-am avut voie, că m-am apucat să-mi tatez spatele. Îmi fac tot spatele. Tot? Tot. Mai am vreo 2 ședințe, așa și... Și e tati? Păi știe că a văzut în poze, n-am avut ce să... L-am pe Facebook și a făcut Facebook. Deci tu până la un moment dat o să te tatuezi cap... Păi nu, vreau să mai termin spatele și atât. Dar nu l-am terminat pe ăsta pentru că nu mai suport durerea. Adică doare foarte tare, deja nu mai suport durerea și trebuia să mă pregătesc psihic pentru operația de la nas, care în capul meu era dureroasă. Deci a trecut operația de nas și o să termin tatuajul. Da, și o să termin tatuajul. Ce ai zis tatăl tău când află că te operezi la nas? Ți-ai zis că să-l anunțe mama ta? Mi-a zis că n-am minte în cap. Exact așa, n-ai minte în cap. Da, și până la urmă, na. Și apoi ai dat poză? Păi direct când am ieșit, îi trimiteam filmulețe, tot i-am sunat cu live. Mama a avut emoții cel mai mult cât am fost în operație, că bă, era frică de anestezii, de astea, tot carismatică, pe cuvântul meu de onoare. Eu niciodată n-am observat, mă, de câte ori a venit la emisiune. Ai văzut, mă, tu, Ciucă, că are vreo problemă la năsuc? Da, aveam o cocoașă aici, na, atât. Mă, ce cocoașă n-a văzut, mă, nimeni, mă? Ce? Mie mi se părea perfectă și înainte. Tu asta zic și eu, mă, Ciucă, era perfectă, perfectă Ciucă, și ce înainte. Faci mai târziu? Nimic. Mergi la sală. Îți spun eu dacă nu știi ce faci mai târziu. Faci niște abdomene la sală cu doamna profesoară. Nu la sală. Păi da, unde mergem la restaurant să facem abdomene? Bă, băiatele... Hai, la sală. Bine. Da. Roxana, ce să zic atunci? Să ai un Paște fericit. Mulțumesc. Copilăria, ți-aduce aminte? Întotdeauna petreceai La Novaci. La Novaci, la Novaci am copilărit. Și de Paște întotdeauna la biserică? Da, mergeam tot timpul să luăm lumină. Mergeam când se dă ocolul bisericii. Da. Pentru că eu urmărindu-te pe Instagram de foarte multe ori am văzut și fotografii în care tu și prietenul tău Vlăduț și, da, mergem în fiecare weekend. În fiecare weekend mergeți la biserică. Da, sau la acum e sora mea la București și am mers și cu ea. Am dus-o și pe ea la mănăstiri să vadă. Deci, bă, Roxana Vancea, ai trecut și pe la biserică. Da, merg la mănăstiri. Mergi, foarte bine. Mă, să ai un Paște fericit, te mai așteptăm aici. Fel. Și să știi că doctorul ăsta chiar și-a făcut treaba foarte Mulțumesc. Bine. Senzațional. Numai o secundă, că l-avem aici pe colegul cineva. Nostru de serviciu, Ciucă. Ți s-a îndeplinit visul, bă, băiatule. Te rog frumos, încordează, pompează-te un pic înainte. Ia-o în brațe, da. Te rog. Bravo, mă, Ciucă. Stai ca mâna aici, mă. Perfect. Bravo, mă, Ciucă, altă viață. Uite-l, mă. A, uite-l, bravo.